În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin, din viețile Sfinților citire, luna decembrie, ziua 29, cei 14.000 de pungi uciși de Irod în Betleem. Văzând Irod că s-a batjocorit de magi, s-a mâniat foarte. Dar asupra cui s-a mâniat? Pe de o parte asupra magilor care l-au batjocorit, iar pe de alta asupra împăratului iudeilor, cel de curând născut. S-a mâniat asupra magilor că nu s-au întors la dânsul de a-i besi despre prunc, iar asupra lui Hristos s-a mâniat, temându-se ca să nu-i ia împărăția. Căci Irod socotea că Hristos voiește să împărățească cu împărăție pământească, neștiind că împărăția lui nu iese din lumea aceasta. Ce a făcut ticălosul Irod, neputând nici magilor să le răsplătească pentru că se duseră, nici pe Hristos să-l ucidă, pentru că nu-l afla, a vărsat mânia sa asupra nevinovaților bunci. Ca o fiară cumplită când se rănește de cineva și nu ia seama asupra celui care a rănit-o, ci orice îi iese înaintea ochilor aceia, rănește și rupe. Ca pe însuși acela ce ar fi rănit-o, așa și Irod, fiind rănit cu mânia și neaflând pe aceea care, prin care s-a rănit, răpea și omora pe pruncii care cu nimic nu-l mâhniseră. Astfel, trimițând ostași înarmați ca spre război, a ucis pe toți pruncii ce erau în Betleem și în toate hotarele lui, ca la 2 ani și mai jos, după vremea care i se adevărise de la magi, și se omorau pruncii în multe chipuri. Pe unii dădeau cu sabia, pe alții ucideau cu piatră și de piatră și de zid. Pe alții îi trânteau la pământ și îi călcau în picioare, pe alții îi sugrumau cu mâinile, iar pe alții îi rupeau și despicau. Pe unii îi însulițau și pe alții îi tăiau în două. Iar mamele plângeau cu amar, până la cer strigau, smulgându-și părul, rupându-și hainele și trupurile, încât s-au împlinit cele spuse de prorocul Ieremia. Glas în rama s-a auzit, plângere, tânguire și țipăt mare. Rahila își plânge fiii săi și nu vrea să se mângâie, căci nu sunt. Rama era o cetate mică, care se numea așa, fiindcă stătea la un loc înalt de ce era în hotarele lui Beniamin. Rahila se socotea de unii Betleemul, pentru că Rahila, femeia patriarhului Iacov și mama lui Beniamin, acolo era îngropată. Deci, după mormântul Rahilei, Betleemul își câștigase numele de Rahila și când se omorau prunci în Rahila, adică în Betleem, atunci se auzea în cetatea Rama, pentru că nu era departe de Betleem, și se auzea glasul plângerii și al tânguirii, plângând maicile pentru omorârea pruncilor lor, după cum scriu doi sfinți, Ioan Gur de Aur și Ioan Damaschin. Dintre aceștia, cel din tâi povestește astfel. Acestea, văzând maicile, întrebau pe ucigaș, pentru ce omorâți pe pruncii noștri? Ce răutate au făcut împăratului sau vouă? Și nu era cine să le răspunde lor pentru ce se face această ucidere năprasnică și nu era cine să le mângâie acea plângere. Iar ele strigau către ostași, miluiți-ne pe noi, oamenilor, miluiți-ne pe noi, au doară, nu ați avut și voi mame? Oare nu știți dragostea mamei către fiu? Au nu aveți mame? Nu vă rușinați văzând piepturile lor goale? Oare n-ați fost și voi iubiți de mamele voastre? Oare nu vă temeți ca nu cumva să se întâmple fiilor voștri una ca aceasta? Miluiți-ne pe noi oamenilor! Nu ne lipsiți de fiii noștri, ci mai întâi omorâți-ne pe noi, pentru că nu putem răbda moartea fiilor noștri. Pe noi să ne însulițați dacă fiii noștri v-au făcut vreun rău.
Ca astfel și noi împreună cu dânsii să primim moartea. Acestea și celelalte grăind din durerea inimii și de mânie, ca niște bete fiind, fără de sfială și rupeau hainele de pe ele și de multă jale, își descoperau piepturile lor și cu piepturi și cu pietre se băteau peste trupurile lor, fețele și le zgâriau, părul îl rupeau, cerul îl chemau într-o mărturie strigând către Dumnezeu. Ce sărbăticie este aceasta de la împăratul, o stăpânul nostru, Doamne, care se împotrivește făpturii tale? Tu ai zidit, iar el omoară. Tu ne-ai dăruit nouă fii, iar el ne lipsește pe noi de dânsii. Pentru ce am născut parte bărbătească, dacă cu amare moarte se omoară puncii noștri? Iar Sfântul Ioan Damaschin așa vorbește. Stau lângă puncii cei uciși, mamele cele ce răbdaseră dureri într-o naștere, avându-și cosițele capului desplătite, mâinile în văzduh ridicându-și, părul smulgându-și, capetele cu țărână presărându-și, cerul punându-l înainte, mărturie, cu lacrimi udându-se și către irod care nu era de față, ziceau: Ce este această poruncă nouă venită asupra noastră, o împărate? Oare nu ești și tu tată al fiilor tăi? Oare nu și dragostea părinților către fii? Dar steaua te-a scârbit pe tine? Apoi, pentru ce nu arunci săgeți în ceruri și ci usuci piepturile cele izvorătoare de lapte? Oare magii ți-au făcut rău ție? Apoi, pentru ce te scoli cu război asupra Persiei și pe Betleemul lași fără de fii? Dacă s-a născut împărat nou și din cărți ai primit mărturie despre dânsul, apoi prinde pe îngerul Gabriel și îl pune în temniță. Până aici, grăiește Sfântul Ioan despre tânguirea magilor Betleemului, iar după uciderea Sfinților Punci, al căror număr era 14.000, degrabă a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu chiar pe ucigașul acela, pe Irod împăratul, pentru că a primit amar sfârșit vieții sale. Sfântul Teofilact povestește astfel. Cuprins fiind de lingoare și de diaree, de umflătura picioarelor, de astuparea nărilor, de tremurarea tot trupului și de alte boli ascunse, rău și-a lepădat ticălosul său suflet. Se mai povestește și aceasta, că nu i-a fost lui de ajuns uciderea de punși din Betleem, ci și dintre cetățenii Ierusalimului, la sfârșitul său, pe mulți din oamenii cei de mai defunte și mai cinstiți, i-a dat morții. Pe Ircan, arhiereul iudeilor, l-a omorât, precum și pe toți mai mari proților și cărturarilor poporului, pe care îi întrebase mai înainte unde are să se nască Hristos, iar ei spuseseră că în Betleemul iudeii, pe aceea mai pe urmă i-a tăiat cu sabia. Dar aceasta s-a făcut prin judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, pentru că aceia toți se sfătuiseră împreună cu Irod să omoare pe pruncul cel născut. Deci împreună cu Irod și ei rău s-au sfârșit, precum a zis îngerul către Iosif în Egipt, au murit cei ce căutau sufletul pruncului. Iată că nu numai singurul Irod căuta să omoare pruncul, ci și toți cei ce se sfătuiseră cu dânsul mai mari preoților și cărturarilor. Deci nu numai singur Irod a murit, ci și toți cei ce căutau sufletul pruncului. Irod de la Dumnezeu fiind omorât, iar ei de Irod ucigându-se căruia, fiindu-i prieteni de la el, au primit ucidere. Iar cum că toți aceia căutau pe să ucidă pe Hristos și se uneau cu Irod, la aceasta arătat este aici, că pe dreptul acela bătrânul Simeon, primitorul de Dumnezeu, după mărturia Sfântului Epifanie, pentru mărturisirea lui cea pentru Hristos, care a făcut-o în biserică înaintea poporului, după ce s-a sfârșit, nu l-au învrednicit a fi pus în groapă, precum se credea unui bărbat sfânt și prea înțelept dascăl, proroc mai înainte văzător și bătrân, mai cinstit decât toți, ca încă și Sfântului proroc Zaharia i-a rânduit moarte pentru aceasta,
căci și prea curata fecioară care intrase în biserică într-o curăție cu pruncul, el a dus-o în locul fecioarilor unde nu se cuvenea aceasta pentru femeile care aveau bărbat. De aceasta pomenește Grigore de Nisa, Ciril al Alexandriei și Andrei al Fritului. Și dacă au văzut aceasta, cărturarii și farisei au început a cârti, iar Zaharia a stat lor împotrivă, adeverindu-i că acea maică și după naștere este fecioară curată. Dar ei, necrezând, le spunea Sfântul că toată firea omenească împreună cu toată zidirea este slujitoare ziditorului său și în mâinile lui, cel atât puternice stă precum, va voi să rânduiască făptura sa și să facă ca fecioara să nască, iar după naștere să rămână tot fecioară. Deci pentru aceasta și pe acea maică n-a despărțit-o de locul fecioarilor de vreme ce este tot fecioară. Atunci cărturarii cârtau în inimile lor împotriva lui Zaharia ca asupra unui încălcător de lege și cu zavistie se mâniau asupra acestor două pricini, pentru că a pus pe maica și pruncul în locul fecioarilor și pentru că dădea niște mărturii ca acelea despre prunc. Apoi n-a ascuns aceasta înaintea lui Irod și i-a spus lui mai pe urmă, iar în acea vreme Iosif cu Maria fugiseră în Egipt și îndată fiind căutat pruncul nu s-a aflat și de atunci s-a mâniat asupra Sfântului Zaharia și asupra lui Simeon. Deci lui Simeon, de grabă murind, nu i-a făcut îngropare cinstită, iar lui Zaharia i-au mijlocit mai pe urmă moarte de la Irod. Apoi, în vremea uciderii pruncilor Betleemului, însuși arhiereu Zaharia, pentru că nu a dat pe fiul său Ioan spre ucidere, a fost ucis între biserică și altar, cărturarii și farisei rânduindu-i aceasta pentru mărturia ce dăduse despre preacurata fecioară și pentru ducerea ei în locul fecioarelor. După aceea și ei au dobândit vrednică ucidere de la același rod, împăratul lor, căci cu ce măsură au măsurat, li s-a măsurat și lor. Încă deosebea a mai tăiat Irod 70 de bărbați prea înțelepți, care alcătuiau soborul numit Sinedru. Numai pe unul dintre ei și l-a lăsat viu și pe acela a poruncit să-l oprească. Erau în acea vreme în Ierusalim doi dascări prea înțelepți, prea slăviți și prea iubiți tuturora. Iuda, ce se numea Avrifei, și Matei Garguloti. Pe aceștia, împreună cu alți doi prieteni ai lor, i-a ars de vii. Iar mai înainte de aceasta, chiar asupra casei sale, s-a răsculat cumplit, căci a omorât pe fratele său Feror și pe sora sa Salomi, pe bărbatul ei care era din seminția lui David și pe femeia sa Mariamna, care de asemenea era din seminția lui David și pe Antipatru, fiul său cel născut din trânsa, pe doi fii Aristobul și Alexandru și pe alții mulți nevinovați i-a lăsat morți. Iar în sfârșit, când se șlepe de ticălosul său suflet, a poruncit osașilor săi celor mai credincioși și pentru alți bărbați și cinstiți ai iudeilor, din care nu erau puțini în lanțuri, ca să-i omoare pe toți atunci când el își va da sufletul, pentru că ca să nu se bucure iudeii de moartea sa, ci mai bucuros să plângă, văzând atâția morți ai lor, ceea ce s-a și făcut. Așa, cel rău a pierit cu sunet și pe mulți a pierdut împreună cu dânsul. Deci acela împreună cu cei ce a avut același gând cu el, s-a sălășluit în iad, iar sfinții prunci, uciși pentru Hristos, în cer împreună cu îngerii s-au sălășluit, cu adevărat, a unor prunci ca aceștia este împărăția cerului, pentru Hristos Iisus, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, în vecii vecilor. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.